Victor Ponta, episod spumos, cum a ajuns Liviu Dragnea mare F în PSD? Fostul lider al PSD, Victor Ponta, a declarat, într-un interviu pentru Stiri pe surse ro, ce înainte de a fi ales președinte al partidului, în 2010, a avut o negociere cu Liviu Dragnea, i-au ajuns la un acord, ca în cazul în care el va câtiga în fața lui Mircea Geoan, Dragnea se devin președinte executiv, iar Victor Ponta premier. Înainte de congresul din 2010, Liviu Dragnea era în Brazilia. Nu știu, e casa lui, îi place lui acolo. El a aterizat în săptămâna cu congresul, l-a înfecat să vii de la aeroport, i-a zis să vin să vorbească cu mine. Ne-am întâlnit, eu i-am zis atunci să încercăm să reconstruim PSD-ul, i-am făcut o înțelegere ca eu să fiu prim-ministru, iar el să fie președinte executiv. Eu m-am pregătit 3 ani de zile să ajung premier, în fiecare după-amiaz luam prânzuri, în care învăț ce înseamnă să fii premier, pentru că asta nu e ceva cu care vii de acasă. Ce mă ochează pe mine, dincolo de lupta pentru putere? Pe mine mă ochează asta cu tersul istoriei. Nestase s-a certat cu Iliescu, eu m-am certat cu Geoan, dar fiecare a trecut peste ei, au fost reconcilieri. Dragnea a fost primul care a rupt asta, el consider că a fost primul la PSD. Eu, Iliescu, Geoan, Nestase, toi am avut obsesia să arătăm că PSD-ul nu este comunist, să arătăm că avem deschidere către Occident, să ne întâlnim cu liderii setereini, să vorbim limbii setereine. Dragnea nu vrea acest lucru, a izolat partidul, iar la ultimul congres a fost mai rău ca la Congresul Comunitilor. PSD-ul a ajuns un fel de Fidesz-Zipis, dar de Teleorman, a declarat Victor Ponta.